Unde-i SUA, vădă? Unde-i SUA? SUA. Acolo și? Și mai unde? Acolo. Canada? Da, este ratonul. Este ratonul. Da, este ratonul. De Noua Zeelandă. Unde? Bravo. Și Australia. Și Australia. Vădă? Dar unde e Germania? Fabrică Volkswagen. Se fabrică Volkswagen. Cu harta în față, David răspunde dintr-o răsuflare la orice întrebare din geografie. Kangui. Și polul sud, unde, tata? Mai jos. Opa! Opa! Opa. Mai jos. Și ce trăiesc aici? Pinguini. Are o memorie foarte bună, vizuală. Patribațe. Așa că nouă nu ni se pare ceva și din comun. Secretul lui David pe care toată lumea îl alintă, vădă? Morcovel. Mâncă, vădă, morcovel, sigur, în fiecare zi. Dar spune... Unde-i morcovelele? De educația științifică a micului geograf s-a ocupat în mare măsură mama, care l-a plimbat zilnic cel puțin o oră pe hărțile lumii. Mie mi-a plăcut geografia. Până când s-au gândit unii să ne spună că e ieșit din comun, că e ceva deosebit, mi s-a părut ceva normal, având în vedere că în fiecare zi repetăm. Și cum atlasul nu mai are secrete pentru el, David și-a găsit rapid o nouă pasiune. Asta ce mașină e? Mașina Mitsubishi. Alt Mitsubishi.